La cea de-a 31-a ediție a Congresului Internațional Pregătim Viitorul Promovând Excelența, Universitatea Polonia din Iași vă propune o nouă secțiune, secțiunea intitulată Simbolic Tezaur. La această secțiune am invitat edituri de prestigiu din țară și din străinătate, cele care, ca instituții de cultură, asigură lada de sestre a culturii naționale și universale. Editura Cartea Românească Educațională, înființată la Iași în anul 2017, sub coordonarea domnului academician Vasile Burlui, președintele Universității Apolonia din Iași, și-a propus să tipărească cărți de valoare, cărți pe care cultura română să le pună cu grijă în lada de zestre și pentru generațiile viitoare. Una dintre acestea este cea semnată de Eugen Simion, intitulată Secolul al XIX-lea în doi mesianici chipzuiți și un vizionar mistic, Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu și Ion Vica. Cartea a fost lansată la ediția online a Târgului Gaudeamus din noiembrie 2020. De asemenea, în rafturile librăriei care reflectă activitatea editorială a editurii Cartea Românească Educațional, veți putea găsi și cărți semnate de academicianul Răzvan Teodorescu, prieten al universității noastre și colaborator, un om de cultură recunoscut la nivel național și internațional. Ne-am propus ca în cadrul acestei secțiuni, în fiecare an, începând din 2021, să invităm edituri de valoare din spațiul românesc și internațional, edituri care își propun să prezinte cititorului cultura autentică. Una dintre acestea este editura Spandugino, pentru care modelul pe care îl promovează este unul al calității. A fost fondată în anul 2008 sub coordonarea doamnei Lavinia Spandonidi și este condusă de către domnul Paul Marinescu. Ne-a impresionat faptul că între cărțile publicate de către cei de la Spandugino se află lucrările semnate de Sanda Golopenția, lingvist renumit la nivel internațional, profesor universitar emerit la Universitatea Brown din Statele Unite ale Americii, și doctor honoris causa Universității Apolonia din Iași. Sanda Golopenția a publicat atât opera originală la editura Spandugino, cât și o operă extrem de importantă din categoria restituiri, care cuprinde o contribuție de arheologie documentară și un efort de recuperare privind creația marelui sociolog Anton Golopenția, tatăl Sandei Golopenția. În semn de respect pentru valoarea culturală a ceea ce înseamnă Sanda Golopenția pentru România și pentru umanitate, editura Spandugino i-a oferit în dar, la împlinirea vârstei de 80 de ani, o carte în care au semnat cei care o apreciază, o iubesc, o consideră un model pe Sanda Golopenția. Cartea a fost editată sub coordonarea domnului Zoltan Rostaș și a doamnei Teodora Eliza Băcărescu. În această carte există și laudatio în momentul în care Universitatea Apolonia a oferit titlul de doctor honoris causa Sandei Golopenția. Ne-a impresionat inițiativa editurii Spandugino de a iniția acele dialoguri de cultivare a rezilienței sub sloganul Înțelepciunea calmă în vreme de pandemie. O invitată de onoare este și revista Limba Română de la Chișinău. E o revistă fondată în anul 1991 de către un grup de inimoși, dintre care amintim pe Ioan Dumeniuc, Nicolae Mătcaș, fost ministru al Educației Naționale din Republica Moldova, și Alexandru Bantuș, care și în momentul acesta este redactorul șef al revistei. Scopul acestei reviste este să reconecteze spațiul basarabean la lumea românească, dar prin faptul că în paginile revistei publică oameni de cultură care locuiesc atât în România cât și în Moldova, în Ucraina, în Franța, în Germania, în Statele Unite,
ne duce cu gândul că revista Limba Română este revista românilor de pretutindeni. Scopul acestei reviste este, de fapt, promovarea și însușirea normelor limbii române standard și valorificarea și reconsiderarea literaturii române post-belice, alături de evaluarea patrimoniului spiritual național ca premisă necesară pentru consolidarea unității de neam. Prin urmare, o revistă cu menire istorică. Partea de conferință în cadrul acestei secțiuni anul acesta va fi asigurată de către doamna profesor universitar doctor habilitat Elena Târsiman de la Universitatea din București, profesor la Facultatea de Biblioteconomie și cea care a pus bazele, temelia practic a noii biblioteci naționale a României, o bibliotecă modernă, emblematică pentru cultura română. Această secțiune, Tezaur, care iată și are prima ediție în anul 2021, își propune să lege cultura din toate epocile într-un timp care se ridică deasupra lui Cronos, pentru că, de fapt, cultura este elementul care definește existența unui neam de-a lungul timpului. Sperăm ca și la edițiile viitoare să avem parte de invitați de marcă și această secțiune să fie una care să dea consistența acelei lăzi de zestre a culturii naționale și universale.